Societatea pe acțiuni Moldova Gaz a anunțat astăzi că a solicitat Agenției Naționale pentru o Reglementare în Energetică revizuirea tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale începând cu 1 octombrie 2020. Potrivit serviciului de presă al Societății pe acțiuni Moldova Gaz, după revizuire, tariful mediu final pentru gazele naturale furnizate va constitui 4083 lei pentru 1000 de metri cupi, sau cu 7,6% mai puțin în comparație cu tariful mediu actual pentru consumatorii finali. Amintim că deja în luna iulie, președintele Consiliului de Administrație al Societății pe Acțiuni Moldova Gaz Vadim Ceban a declarat că prețul gazelor naturale în toamna acestui an va scadea semnificativ și va constitui 100 de dolari pentru 1000 de metri cupi. În al patrulea trimestru din acest an, prețul va fi și mai ieftin, 100 de dolari. Acesta este un preț foarte avantajos în comparație cu ofertele care există pe piața regională, dar și în Europa Centrală, a declarat Vadim Ceban. Directorul Moldova Gaz a mai adăugat că, în acest fel, în lunile de iarnă, consumatorii vor primi gaz la un preț mult mai bun.